Cu exact o lună în urmă am făcut un video experiment, iar acum a venit momentul concluziilor. Am intrat într-o dezbatere despre muzică pentru că aceasta mi-a oferit pretextul perfect pentru un experiment. Nu mi-am propus să tranșez eu tema muzicii în închinare, mai ales să fac asta pe YouTube. Discuția aceasta se reia în fiecare generație, fără să existe un câștigător sau o rezoluție finală. Taberele sunt mereu pe o poziție de luptă și sunt gata să-și atace oponenții. Temele și argumentele sunt foarte cunoscute, le cunoaștem din copilărie, chiar dacă protagoniștii s-au mai schimbat de-a lungul timpului. Oricine se aventurează pe acest teritoriu știe foarte bine că automat din tabăra lui va avea susținere, va avea laude, iar din partea cealaltă va fi anatemizat. Și, într-adevăr, s-au putut observa și de data aceasta reacții violente chiar din partea unor oameni degrabă vărsători de sânge. Cum spuneam, nu mi-am făcut iluzii că după decenii în care tema aceasta a produs multă tensiune și dezbinare, o postare de-a mea va schimba părerea măcar a unui singur cititor de pe Facebook. Nu am contat nici măcar pe unul. Totuși, am riscat sporirea numărului de haters din portofoliu personal, care e destul de consistent, dar am făcut-o din alt motiv. Ținta a fost să demonstrez că actualul mod de a face poliție spirituală pe internet este nebiblic, este neprincipial și nesănătos pentru viața bisericii. Acesta este un mod de a călca apăsat cu bocancii niște principii biblice referitoare la disciplină și la sănătatea doctrinară a bisericii. Este interesant faptul că această lapidare a celor care gândesc diferit este făcută în numele apologeticii creștine. De bună seamă că apărarea credinței și a doctrinei creștine este necesară. Nu contest necesitatea acestui domeniu. Apărarea credinței este o sarcină a bisericii, prin liderii ei, prin oameni validați care vorbesc în numele bisericii, nu a unor lupi singuratici care vorbesc în nume propriu și din locul strânt al viziunii personale pe care ei o au asupra bisericii. Apologeții nu pot fi decât oameni care și-au câștigat autoritatea și vrednicia dezvoltând lucrări care au dăinuit în folosul bisericii. Apologeții trebuie să fie cei care au dus și duc greul trezirii spirituale, al înnoirii, al zidirii bisericii. După ce ai ieșit din biserică și te-ai auto-intitulat, reformat sau oricum vrei să te numești, e comod să îi critici apoi pe baptiștii de care te-ai desprins, pe penticostalii din jur sau pe alții. E foarte simplu să îți creezi un profil bazat pe condamnarea altora. În loc să construiești ceva, o mișcare care să rămână în urma ta pe niște principii solide, biblice, la care probabil ai aderat. E ușor, de exemplu, să caricaturizezi întreaga mișcare penticostală și doctrina penticostală pe baza unor excese, în timp ce tu negi poate 3/4 din ceea ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Dragii mei, aceasta nu se cheamă apologetică biblică. Eu cred în apologeții care sunt ei înșiși parte a soluției. Cei care sunt sub autoritatea bisericii pot să apere biserica de erezii și de excese. Și aici aș vrea să subliniez două întrebări sunt fundamentale. 1. Care este autoritatea spirituală în viața apologetului? Cui îi dă el socoteală? La niște followers de pe Facebook? La comitetul ad hoc de postaci de pe YouTube? Și 2. Ce biserici a înființat el? Unde se pot vedea roadele acelei lucrări? Care sunt bunele practici pe care le promovează dincolo de clasicul așa nu faceți ca ei? Am văzut că unii s-au arătat oripilați de faptul că am folosit termenul englezesc watchdog, câine de pază. Aceasta nu a fost o metaforă inventată de mine, cu sens peiorativ. Cuvântul este un termen tehnic care definește un rol bine cunoscut în arena publică, atât în cea politică, socială, în jurnalism, în justiție și în mediul religios. Termenul desemnează organizații sau persoane care monitorizează și semnalează abuzurile din acele domenii.
Unele organizații folosesc chiar în descrierea activităților cuvintele Christian Watchdog. Și exact acesta este rolul pe care Andrei și l-a asumat de-a lungul timpului în blogosfera românească. Din păcate, această slujbă de watchdog online nu se încadrează deloc în cadrul, în contextul oferit de Matei 18. Acolo unde biserica este arbitrul, nu individul. E ridicolă încercarea de a apăra integritatea Scripturii, ignorând principiile din Scriptură, așa cum au făcut, din păcate, chiar unii dintre reformatori, printre care și Calvin. Dați-mi voie să vă citesc ce scria John Calvin într-unul dintre mesajele sale. Oricine va considera, de acum, că este nedreaptă condamnarea ereticilor la moarte, susține din necunoștință și în mod intenționat vinovăția lor. Wow! Aici nu mai vorbește autoritatea omenească, ci Dumnezeu care vă transmite o regulă perpetuă pentru biserica sa. Deci Calvin susține condamnarea ereticilor la moarte. O proastă interpretare a Scripturii l-a făcut pe Calvin să rostească această monumentală gafă. De pildă, un fost prieten și colaborator, savantul Servetus, a fost arestat la ordinul lui Calvin în timpul slujbei din biserică, când Calvin predica, și condamnat la moarte. Calvin însuși îl avertizase într-o scrisoare către Farel în 13 februarie 1546. Și el spune așa: dacă va veni, nu voi permite să plece viu, atâta vreme cât am o fărâmă de autoritate. Foarte milos Calvin a încercat totuși să-i comute pediapsa capitală prin ardere în pediapsa capitală prin decapitare. Istoria descrie în mod cutremurător moartea acestui om, care a îndrăznit să conteste anumite idei din instituțiile credinței creștine. Dragii mei, apărarea Scripturii, făcută în mod individual, haiducesc, nu este metoda apostolică. Apostolii au apărat cu vehemență credința creștină, să nu fie nicio îndoială aici, dar dezbaterile lor au venit din interiorul bisericii, în timp ce ei înșiși își sacrificau viața pentru biserică, în evangelizare, în misiune, în folosirea darurilor spirituale, în formarea de lucrători, în dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. Aceia sunt oamenii îndreptățiți să apere biserica. Eu sunt adeptul dezbaterilor de idei. În cadrul forurilor bisericești, în ședințele pastorale și în congrese, în echipele de conducere, îmi folosesc din plin acest drept. Liderii mei mă cunosc pentru că am scris scrisori deschise. Personal m-am prezentat la Consiliul Național neinvitat pentru a contesta ceea ce am considerat eu ca fiind neprincipial. Am inițiat dezbateri pe teme vitale în viața bisericii. Dar în toate astea, am lăsat biserica să dea verdictele și să ia deciziile care se impun. Câtă vreme apologetica este utilizată pe persoană fizică, ea îi dă dreptul oricui să șicaneze pe oricine în numele apărării credinței. Cum toți românii se pricep la politică și la fotbal, e natural că se pricep de minune și la teologie și la muzică bisericească. Așa că începem să ne aruncăm invective de tot felul pe internet și am văzut ce cuvinte grațioase mi s-au adresat la mesajul referitor la muzică. Am văzut cum alții dintre cei care s-au erijat în apărătorii mei au sărit la beregata lui Andrei. A trebuit să le șterg eu comentariile. Nu putem lăsa la o parte Matei 18 ca să îi expunem noi la oprobiul public pe cei care au altă încredințare decât noi. Și aceasta mai ales pe subiecte în care Biblia nu s-a pronunțat în alb și negru. Și mai este un lucru important. Vloggingul și apologetica nu fac casă bună din multe motive. În primul rând, vloggingul poate fi o sursă de câștig material. El funcționează pe baza unor reguli pragmatice. Ca să fii în top, trebuie să ai mulți abonați, multe like-uri și multe postări, multe comentarii, etc. Dacă postezi concomitent la anumite ore și pe Facebook și pe YouTube și așa mai departe, poți să ai și mai multe vizualizări. Și dacă ai multe vizualizări, dacă generezi trafic pe pagina ta, acestea se pot monetiza, adică faci parale. În cele din urmă, toate astea se monetizează și chiar poți să ajungi să trăiești din ceea ce spui pe vlog. Și apoi vlogul
îți dă și o putere personală în mediul online. 99% dintre cei prezenți în mediul online sunt doar consumatori. Puțini sunt cei care produc conținut. Cei care produc materiale, de aceea, își permit să mimeze dezbaterea, fiindcă victimele lor sunt somate să îi dea socoteală unui self-appointed critic. Nu este o dezbatere de genul masă rotundă, un dialog moderat și principial. De pildă, dacă fratele Xulescu este luat în vizor pentru că a spus la o slujbă ceva ce nu-i pe placul lui Andrei Croitoru, ce mijloace are fratele să răspundă? Omului îi trebuie mai întâi o platformă, un blog, o pagină pe care să știe să se promoveze. Apoi îi trebuie să aibă ceva experiență cu camerele video, cu sunetul, cu luminile, cu editarea și așa mai departe. Și apoi, foarte important, îi trebuie timp ca să înregistreze și timp ca să urmărească reacțiile, să interacționeze, să răspundă la comentarii. Iar abia după aceea începe distracția, pentru că Andrei are timp să reacționeze în câteva ore cu un nou vlog. Și tot așa, ce păstor din România, care are o lucrare autentică, poate să se înhame la un asemenea dialog? Eu nu. La prima postare a fost ceva providențial, aș spune chiar o predestinare la vlogging. S-a întâmplat să am la mine acasă un cameraman de la o televiziune creștină cu tot echipamentul din dotare și a fost minunat. M-am tolănit pe canapea și action, lux. Totuși, a trebuit după aceea să editez, să încarc pe YouTube, pe Facebook și pe toate celelalte. Am avantajul că am participat la niște cursuri cu instructori de la Adobe cu vreo 10 ani în urmă, am programele de editare video cu licență la editură, așa că mi-a fost mai ușor totuși să fac asta. Dar după 6 ore, deja Andrei anunța premiera unui nou episod, unui răspuns și de atunci am mai făcut o grămadă de postări, a se auzi înțepături pe acest subiect și multe alte pe alte teme. Care păstor care are o lucrare autentică, întreb iarăși, o lucrare autentică de pastorație sau de misiune, poate să intre în acest joc? Gândiți-vă că astfel de provocări au fost lansate pentru președinți de cult, președinți de comunitate, rectori, evangheliști și misionari, parlamentari, liderii unor mișcări sau organizații, păstori cu multiple biserici în sector și așa mai departe. Și acum ajung la ceea ce mi se pare cel mai grav. Problema vloggingului de acest fel rezidă și în faptul că oferă o formă de apologetică de scandal mai degrabă, foarte diferită de abordarea pastorală a apostolilor. Apologetica lui Pavel provenea din grija pastorală față de bisericile pe care le-a înființat și le-a consolidat. Scopul nu era scandalul și creșterea numărului de like-uri, ci creșterea spirituală și înrădăcinarea în har a credincioșilor. Ori o privire atentă în vlogosfera încinsă arată clar că oamenii preferă scandalul. Și vă spuneam că am făcut un experiment. Iată, cu o simplă postare, fără niciun fel de promovare anterioară, am adunat în 24 de ore 10.000 de vizualizări doar pe YouTube. Vă imaginați ce trafic aș putea contabiliza dacă m-aș apuca să combat online greșelile pe care le cunosc eu și pe care le consider cel puțin greșeli la alții? Bună oară, excesele legaliste ale unor adunări, ale unor lideri. Așa frumos el, cu Biblia în mână, cu 3 decupaje de pe net și hai la muncă! Like-urile și abonații se adună ușor în felul acesta. Dar ce ar spune Pavel? Haideți să vă citesc. Galateni 5:15. Pavel spune așa: dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Vă spun vouă, celor care v-ați abonat la canalul meu de când am publicat acest clip, crezând că urmează un spectacol de acest fel, nu asta este misiunea mea. De asta v-am spus că experimentul meu online a reușit. Studiile biblice, mărturiile ziditoare pe care le-am publicat, nu interesează multă lume. Am publicat aproape 100 de mesaje video și predici în ultimul an. Media vizualizărilor a fost undeva în jur de 200 pentru mesajele de zidire, de dezvoltare a lucrării lui Dumnezeu. De exemplu, am prezentat cursul lui Colin Dye despre rugăciune, un curs extraordinar de practic, de bine înrădăcinat în Sfânta Scriptură. A fost același răspuns.
Când am publicat însă răspunsul meu la postarea despre muzică și am intrat într-o polemică, într-un scandal de felul acesta, imediat s-a făcut agitație pe internet. Între timp, clipul a ajuns la vreo 14.200 de accesări ale clipului, pe care, repet, n-am făcut nimic ca să-l promovez. Oamenii gustă așa ceva și asta nu e bine. E o problemă serioasă aici. Postările polemice sunt iubite, mai ales de cei care atacă pe alții și, de asemenea, de cei care vor să asiste la o împroșcare cu pietre. Din păcate, avem îndeajuns de mulți susținători ai încăierărilor online. Și ca să vă amuzi puțin, YouTube Analytics, cel care îți spune cum stau postările tale pe internet, îmi spune așa la videoul acesta. Aveți 14.200 de vizualizări. Și apoi îmi spune cu o medie de 14.000 mai multe decât celelalte clipuri. Dragii mei, nu vreau să trăiesc pentru like-uri obținute în felul acesta. Nu așa vreau să-mi fac lucrarea. Nu asta vreau să fie faima mea în lume. Nu acesta este parfumul pe care doresc să îl las în urmă, scormonind în lucrarea altora. Andrei s-a victimizat puțin, pentru că, vezi, Doamne, am recurs la caricaturizare și la defăimare. Ei bine, în clipul anterior nu l-am defăimat pe Andrei, ci doar l-am desfăimat nițișor. Că prea se faimoșise pe net, marcându-și teritoriul și agitându-se la cei care nu se încadrau în perimetrul ideilor sale. Am vrut doar să știe că nu este singur pe net, că ar putea face și alții astfel de clipuri, numai că nu le găsesc utile sau principiale. Sunt oameni care au o viziune pentru viața lor și care prin harul Domnului se străduiesc să zidiască ceva în împărăția lui Dumnezeu. Decaricaturizat, da, mărturisesc că am făcut-o, dar am crezut că el n-are nimic împotrivă, după ce el însuși a caricaturizat denominația din care fac parte, doctrina și liderii ei în repetate rânduri. Dintre miile de oameni care urmăresc această dezbatere, era unul singur care nu avea voie să reclame caricaturizarea. Ghici cine este? Cel care îl făcea pe un păstor, pe internet, obraznic, și-o spunea în auzul lumii. Totuși Andrei mă demască pe mine din titlu ca să se știe că nu este de acord cu defăimările și caricaturizările. Exact aceasta era de demonstrat, aceasta a fost ținta blogului meu, mesajului de data trecută. Am învățat o lecție personal din vremea când blogurile erau la mare modă. Când Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a cerut să studiez și să scriu despre impactul perioadei comuniste asupra bisericii, au fost multe presiuni și insistențe din partea oamenilor ca să abuzez de acea chemare. Blogul meu ajunsese zile la rând să fie numărul 1 în toată blogosfera din România, cu audiențe record și asta în condițiile în care rare ori postam mai mult de un text pe zi, iar în alte zile nu publicam nimic. Unii care au văzut că obținusem o platformă imensă de comunicare, căutau să mă facă locomotiva care să le poarte răfuielile lor în public. Alții mi-au făcut propuneri extrem de generoase. Alții au căutat-o cu lumânarea prin faptele și provocările lor și ar fi meritat să fac o deconspirare demnă de emisiunea Surprize Surprize. Și aveam cu ce să o fac. Încă am. Am aflat atunci că oamenii sunt avizi după astfel de povești. Sunt animați de resentimente, de dorința de a se afirma pe ei sau de ignoranță crasă. Știam însă că Dumnezeu mi-a dat un mandat clar, specific. Și am înțeles că nu trebuie să folosesc acea platformă pentru a face jocuri nesănătoase pentru viața bisericii. Doar harul lui Dumnezeu și câteva mesaje profetice foarte concrete, din vremea când nimeni încă nu știa de acel proiect, m-au ajutat să stau departe de acele jocuri care ar fi distrus întregul proiect și toată lucrarea mea. Când blogul meu era sus în top, am decis încetişor să îl las să scadă și să nu-l mai folosesc. Am explicat ceea ce era de explicat, mințile luminate au priceput ce am avut de spus despre perioada comunistă, nu avea rost să mai consum timpul doar cu cei care așteptau spectacol. Nu ei erau publicul meu. Și un ultim gând. Vlogurile nu pot să se substituie unor discuții frățești la masa rotundă pentru simplu motiv că multe aspecte complexe ajung să fie discutate pe internet într-un mod superficial, unilateral și apoi să fie comentate și mai îngust.
De exemplu, referința mea la hipercalvinism a fost taxată de Andrei ca fiind clasica eroare, hiper egal foarte. Dar pentru mine indiciul hipercalvinismului a venit din postarea sa. Când citez, a spus în felul următor. Nu noi putem conduce pe cineva în închinare. Noi nu putem conduce pe nimeni în închinare. Cel care ne duce în închinare este Dumnezeu. Poftim? Toată Scriptura este plină de exemple în care oamenii lui Dumnezeu îi învață și îi motivează, îi conduc pe alții să se închine. Duhul Sfânt lucrează și prin oameni. A te aștepta ca Duhul Sfânt să-i conducă direct pe oameni în închinare, fără ajutorul slujitorilor bisericii, e ca și cum te aștepta ca Duhul Sfânt să-i conducă pe oameni la mântuire, fără ajutorul evangheliștilor. Biblia spune, lăudați pe Domnul, ne îndeamnă, ne învață cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. A spune că nu e nevoie de a îndruma pe oameni să se închine vertical, că Duhul Sfânt îi motivează pur și simplu. Iată aici, pentru mine, asta este o sămânță de hipercalvinism. Închei cu gândul acesta. Nici dacă am avea toată știința și înțelepciunea lumii și dacă am avea toate răspunsurile la toate întrebările, nu s-ar merita să ne complăcem în aceste discuții și să le facem în felul în care s-au făcut până acum pe internet. Avem o misiune înaltă, cea de ambasadori ai unei împărății care a început să se manifeste și care ar trebui să crească zi de zi în societatea noastră. Eu nu vreau să mă identific cu aceste abordări. După ce am folosit canalul YouTube al Bisericii Betleem pentru clipul anterior, mi-a părut rău, fiindcă mesajul bisericii noastre urmărește conducerea oamenilor împărtășia cu Iisus Hristos. Nu astfel de polemici. A trebuit să redenumesc canalul și să deschid unul nou, să pornim un canal nou de la zero pentru Biserica Betleem. Pentru că nu îmi este indiferent cu ce gust rămân oamenii care ne urmăresc. Mă gândesc chiar dacă nu este cazul, mai degrabă, să șterg și aceste mesaje după o vreme. Îndemnul lui Pavel din Filipeni 4:8 rămâne în picioare. Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să dați subscribe, să faceți un share și, desigur, să-mi dați un like. Nu, vă rog, astea sunt prostioare. Nu am nevoie de asta. Chiar vă rog să nu faceți asta. Vreți să dați un share? Răspândiți, de exemplu, printre cei care nu-L cunosc pe Domnul, clipurile video pe care le-am făcut cu lectura Evangheliei după Luca. Lectură însoțită de un comentariu de fiecare dată. Am făcut acele clipuri la începutul pandemiei pentru cei care n-au citit niciodată Biblia. Acolo vă rog să dați share cât puteți de mult. În rest, fie ca vestea bună să ne însuflețească inima și slujirea noastră. Fiți binecuvântați!